Mai multe benzinării din județul Hunedoara au fost controlate de către inspectorii de muncă. Timp de 3 zile, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, precum și încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto. În perioada 2-4 septembrie, inspectorii de muncă au verificat modul în care angajatorul realizează evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, marcarea corespunzătoare a căilor de circulație a vehiculelor din stațiile de distribuție carburanți, dacă angajatorul are evidența zonelor cu risc ridicat și specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, dar și dacă angajatorii îi instruiesc pe angajați cu privire la protecția împotriva exploziilor. În domeniul relațiilor de muncă s-au verificat cu precădere reglementările legale privind angajarea personalului, inclusiv transmiterea în termen legal a contractelor individuale de muncă în revisal, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați, repausurile periodice, repausul săptămânal sau sărbătorile legale, munca de noapte și acordarea drepturilor salariale. Au fost efectuate 24 de controle și au fost identificate 33 de deficiențe. Totodată au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, dintre care 2 amenzi în valoare totală de 12.000 de lei.